învață o competență care va fi valoroasă în viitor. Și aici, Vadim, noi am vorbit înainte de eveniment, dacă cineva m-ar întreba acum, băi, Andy, care e competența cea mai valoroasă pe care să o învăț acum și care o să-mi fie utilă în viitor și o să pot monetiza și capitaliza și să fac bani cu ea și să îmi cresc impactul și să-mi realizez obiectivele? Este comunicarea în camera de la vedere. În opinia mea, în opinia mea, capacitatea de a fi confortabil, să comunici în cameră, să setezi un webinar, să folosești Zoom, să folosești ce, asta e o competență care n-are cum să plece în perioada următoare. Are toate premisele să fie aici și să rămână cu noi, la fel ca și COVID-ul de altfel, știi? Ca spun medicii că virusul ăsta o să rămână cu noi chiar dacă o să ne obișnuim să coexistăm cu el. E un virus ca virusul gripal, până la urmă, doar că noi am dat de leac în momentul de față. Și ăsta e motivul pentru care îți spuneam înainte de emisiune că am pus la punct un program de 4 webinarii în care practic le arătăm oamenilor concret, practic și live cum să comunice în webinar, dar nu doar cum să seteze Zoom-ul și să lanseze, ci le dăm feedback pe cum anume se poate face toată strategia, inclusiv cum dai tu în cameră, cât de des te uiți în cameră, cum gesticulezi. Poate m-ați observat că eu gesticulez cu mâinile așa. Da. Ce? În momentul în care gesticulez cu mâinile așa, este pentru că webinarul o cere. Știi de ce? Pentru că... Nu există conexiune reală, cred că. Da, oamenii te văd numai de aici în sus, îți văd numai capul și într-o interacțiune normală, oamenii extrag informații uitându-se la întregul corp. Și singurul lucru pe care îl poți face, că nu poți să țoplăi ca să te vadă, chiar dacă țoplăi n-are efect, singurul lucru pe care îl poți face să-ți folosești ochii, mimica și mâinile. Astea sunt uneltele pe care le ai la dispoziție. Și mai te mai miști un pic în față, un mic în spate, eventual scrii ceva la flipchart, asta este tot ce poți să faci. Deci este momentul să skill up. Adică să dobândești o competență care sigur va fi utilă în viitor și valoroasă. Bun. Deci personal, eu am trecut, deci mi-am dobândit skill-ul ăsta doar prin metoda de greșeli și probe. Da? Țin minte foarte bine primele 10 live-uri, acum 3 ani, cât de prost mă simțeam eu, pentru că în primul rând adunam câte 3-5 oameni live, apoi nu știam ce să fac cu camera asta în față, deci practic a fost foarte mult, am ieșit din zona de confort. Știu despre ce vorbesc, știu, există problema asta. Apropo de asta, Vadim, îți spuneam și înainte de live că unul din exercițiile pe care le facem în cadrul acestui program, care începe pe 9 mai, cred că începe, dacă mi-aduc bine aminte, am văzut că ai pus link-ul în chat. Da, da. Unul din exerciții este că oamenii trebuie să țină un webinar cu 3 oameni. Știi? Da. Nu cu 300, nu cu 30, nu cu 50, pentru că vrem să dăm feedback. Când îți dau feedback, vreau să-ți dau feedback legat de cum ai interacționat cu cei 3 oameni și nu vreau să fac un concurs între cine au adunat mai mulți la webinar, ci să-ți dau feedback despre cum ai fost tu în webinar respectiv. Așa. Da. Numărul 6 este partea de contribuție. Al 6-lea element din viața unui om e 6C-ul numit contribuție. Deci vreau să fac o precizare importantă. Abia aștept să trecem la Q&A. Precizarea importantă este că în momentul de față, dacă contribui mai mult decât consumi, adică focusul tău în momentul de față trebuie să fie așa. Am ce mânca? Da. Am suficient hârtie igienică în depara? Am suficient cash în bancă? Da. Sunt izolat? Ok. Deci sunt safe? Da. Ok. Bagă mare. Contribui. Ce înseamnă să contribui? Fă webinarii, fă live-uri, sună-ți oameni pe care nu i-ai mai sunat, adună-ți echipa la un loc, dezvoltă documentație de marketing astfel încât să poți să comunici mai autentic și mai bine cu piața. Dar focusul ar trebui, după ce ți-ai asigurat spatele, focusul ar trebui să fie pe a contribui. Pentru că a contribui în mod autentic la grupul tău țintă, comunitatea ta, este pur și simplu branding. Mă puteți cita cu asta. E pur și simplu branding. Adică în momentul în care tu contribui autentic la comunitatea pe care ai creat-o, de clienți, de colegi, de vecini, de orice comunitate din care faci parte, asta este branding pur. Tu îți construiești practic o imagine care este pozitivă când oamenii vorbesc despre tine în lipsa ta.
Și a să înțelege că contribuția, altruismul, dăruitul, să-i ajuți pe ceilalți, nu este un act exclusiv de benevolență pentru alții. Nu, este un act echilibrat. Eu te ajut pe tine, dar de fapt mă ajut și pe mine în același timp. Pentru că dacă te ajut autentic și semnificativ, mie îmi crește imaginea în ochii celor din comunitate care mă interesează. Deci ar trebui să renunțăm la percepția asta că dacă îi ajut pe alții, de fapt ONG mai mult, sau ar trebui să fiu mai pragmatic și să vând și să nu știu ce. Nu, tată, sunt momente, cum ar fi cel de acum, în care pur și simplu act de contribuție, pentru că vrei să fii aici pentru ceilalți, este o investiție în branding, nu este o vânzare, dar este o investiție în branding. Și o faci pentru că, hai să spun ceva, o faci pentru că ești un om bun, frate. O faci pentru că vrei să o faci pentru alții, pur și simplu. Adică să nu ne mai ascundem după deget. După părerea mea, oamenii suntem eminamente buni.